subliniat, adică totuși Mântuța Domnului răspunde la rugăciunile noastre. Nu contează că noi, ca și oameni și lumea asta întreagă, s-au schimbat și este într-o continuă schimbare. Și mă refer și la lux și la toate astea. Dar să știți că Hristos rămâne același pentru fiecare din noi în parte. Nu contează cât, noi ne schimbăm. Nu contează statura noastră. Dumnezeu este deschis pentru fiecare dintre noi și ne primește rugăciunile și ne primește sufletește pe fiecare dintre noi. Nu, veniți la mine așa cum sunteți voi. Dă-mi inima ta așa cum ești tu. Unii spun, nu mă duc la biserică, că-s păcătos. Dar noi la biserică mergem că suntem sfinți, ne mergem că suntem păcătoși. Dumnezeu ne primește așa cum suntem noi. Păi nu spune că nu vrea moartea păcătosului, ci doar era asta cât de pocăință? Dacă nu era la tăpești. Bineînțeles. Da. Și de asta ziceam să câteva reguli care trebuie păstrate. Referitor la, să vă spun și lucrul ăsta, că e foarte important, dacă aveți comenice sau dacă nu aveți de schimb.